B. Pentru realizarea atribuției sale constituționale de a propune candidatul pentru funcție de prim-ministru, președintele Republicii Moldova, care este alesul majorității parlamentare, trebuie să-și asigure, prin consultarea fracțiunilor parlamentare, susținerea atât a majorității parlamentare, cât și posibilă cooperare constructivă a minorității aflate în opoziție. În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută, președintele Republicii Moldova are obligația, după consultarea fracțiunilor parlamentare, de a desemna un candidat pentru funcție de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea președintelui. În cazul constituirii unei majorități parlamentare absolute, președintele Republicii Moldova desemnează candidatul susținut de această majoritate. Ce? Majoritatea parlamentară urmează a fi formalizată, nu doar declarată, cu indicarea deputaților care o constituie și notificarea oficială în adresa președintelui Republicii Moldova, cu specificarea disponibilității de a susține o anumită candidatură pentru funcție de prim-ministru. D. În sens constituțional, noțiunea de consultare a fracțiunilor parlamentare include grupurile deputaților neafiliați. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunui căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în monitorul.